Domnule primar, se apropie luna decembrie. Ce evenimente ați organizat pentru ultima lună din an și pentru 1 decembrie, Ziua Națională României? De 1 decembrie se depun coroane la ora 10, se depun coroane la Monumentul Eroilor, cu tot respectul și memoria celor pe care au murit apărându-și plia. Totodată la monument vor fi prezinți și câteva formații de elevi care vor ține un mic program. Căutăm să, cu distanțarea de răgoală și cu toate regulile și măsurile de preîntâmpinare a acestei pandemii, să luăm toate măsurile posibile. După depunerea coroanelor, toată lumea este liberă. Am înțeles că profesorii la școală, câțiva dintre ei, învățătorii mai mult, vor să, pe clasă, să țină. Am fost împotriva să ține astfel de acțiuni în spații închise și i-am rugat chiar să țină cont de acest lucru, pentru că la această oră e difuzat ca cam avea incidență 0,4 sau cam așa ceva, dar la această oră eu nu mai am niciun izolat. Ultimul a fost un brav Marian, care pe data de 29-11 iese din izolare. Așa e situația la noi. Sperăm că în această perioadă lumea să fie responsabilă, înțelegătoare și să-și dea seama că prin sacrificii s-a rezolvat, s-a adus în situația asta. Deci să respectăm măsurile, să respectăm regulile, chiar și în aceste zile. Eu înțeleg că o să vină rudele la noi, o să vină, dar cumva să, cât de cât, să respectăm aceste măsuri ca să împreîntâmpinăm vreun necaz în Roseți. Eu cam atât am avut de spus. O să fie sâmbătă, avem activitate sportivă, echipa de fotbal va tot la fel cu regulile luate toate măsurile necesare. Ce să pot să vă spun? Asta este acțiunile care vor avea loc în aceste zile. În rândul trecut, când mi-ați luat interviu, am avut o abținere, n-am vrut să difuzez. Faptul că de 2 săptămâni avem cererea de semnată, aprobată, cererea pentru finanțarea proiectului cu gazele, vindarea sistem de gaze în comuna Roseți. Pentru care trebuie să mulțumesc tuturor acelora care m-au sprijinit și care ne sprijină în continuare ca să putem să definitivăm ceea ce avem de făcut la nivel de comună. Dacă executăm și astfel alte două lucrări, sperăm să fie totul bine. Profit de ocazia că sunteți astăzi la mine să trag un semnal cu privire la activitatea IREU-ului, care de la un timp după ce cineva s-a retras în activitatea de acolo privind contractele, e vorba de domnul Panduru, ei calcă tot în baltă. La ora actuală, spre exemplu, am o stație, un SRP oprit, pentru că nu sunt stare să caute sau să găsească sau să organizeze în așa fel încât să vadă că eu am toate, tot consumul plătit către ei. Tot consumul de energie este plătit către el. Eu n-am rămas niciodată dator, mai ales la final de an. Nu rămân dator. Iar ei ar trebui să iau altă măsură cu 3, 4, 5 zile sau o săptămână înainte de, eu știu, o dată de când ei ar dori să oprească sau să întrerupă consumul la o activitate de asta, precum alimentarea cu apă sau canalizare, doamne, să ne anunțe. Aici nu-i de joacă. Ăla care mi-a oprit acolo stația răspunde.
mai ales că e nemotivat. Deci eu am achitat toate datoriile către ei. Da, mi-e impresia, dar de fiecare dată când am avut probleme cu ei și când s-a făcut punctaj, ei au vrut să-mi dea bani, nu eu lor. Ce motiv au invocat pentru oprirea energiei? Că n-am plătit. Dar de fapt de două luni de zile ne demonstrăm de fiecare dată că nu i-am plătit. Facturile stă la bază, da, mi-e impresia că e cineva acolo cu capul nori. Orică sunt depășiți de situație. Cam atâta m-au dat și în priză. În ceea ce privește alimentarea cu gaz a Comunei Roseți, care vor fi pașii următori și când să se aștepte cetățenii? E bine, pașii următori este că trebuie să acum așteptăm evaluarea proiectului. Sunt mai mulți pași care trebuie să o fac. Oricum, anul care vine se va începe dacă... Da. Iată, cu lucrările astea avem un an și ceva de când ne chinuim să le terminăm. Trebuia să le avem terminate acum, la începutul anului de învățământ, trebuia să am terminat această sală de sport. Dar țacă că nu s-au chinuit, nu știu, nu-i înțeleg. Eu sunt om de acțiune, cu toate că am vârsta asta, nu știu ce să mai zic. Cu toate că eu întotdeauna, în toate intervențiile mele, am spus, ca să scăpăm de acea etichetă care ni se pune privind executarea acestor proiecte sau, eu știu, licitațiile sau achizițiile sau știu care treabă partea de achiziții la toate proiecte, să le efectueze CRI-ul. Și terminăm cu fenomenul suspiciune, știți? Pe lista de investiții pe care o veți aproba pentru anul viitor, ce obiective veți trece? Păi deja am discutat cu dumneavoastră. Gazul? Trebuie să promovezi și treaba cu dispensarul, trebuie să promovezi și treaba cu grădinița, trebuie să mă apuc de treabă de să execut lucrările privind extinderea rețelei de distribuție electrică pentru lotizare, că nu pot să o fac. Am uitat să vă spun că la ora actuală sunt în execuție cărți funciare, că eu trebuie cartea funciară a celei suprafeți, trebuie să o dezmembrez în mici loturi, ca să poată găsiți autorizația de construcție, nu-i să dă unui cetățean, chiar dacă este face obiectul legii 15, deci cât în momentul când există carte funciară pe acea suprafață. Din punct de vedere politic, cum vedeți intrarea la guvernare PSD-ului alături de PNL? Nu știu ce să spun și nu știu cât va ține această treabă. Dar citind presa, am impresia că ceva e neclar. Până acum erau condamnați clasa politică că nu e responsabilă privind viitorul țării și situația internă. Acum, dacă te durează, ba nu știu ce, doamne, nu știu, oare când ne revenim și noi, partea asta informatică, presă, televiziune, oare când ne vedem și noi de treabă? Oare numai la asta ne gândim? Doamne, și întotdeauna, în toate intervențiile, vedeam pe România FM, domnule, toate intervențiile astea care se fac politicul, că stați-vă puțin, băga pe toată lumea în aceeași găleată. S-a întâmplat un primar, nu știu ce a făcut, nu știu pe unde. Așa, era treaba cu acel grup sanitar care s-a executat cu 1 miliard sau nu știu ce. Să știți că poate nu e singur. Dar au fost 5.000 și ceva de proiecte. Că ce înseamnă unul, domnule, la 5.000? S-a greșit ăla, a greșit, că, și nu primarul a greșit. A greșit proiectantul. Că proiectantul... E cel mai vinovat în cazul de față. Cum poate să te coste un... Bine, dar eu nu știu ce fel de grup sanitar e acolo, știți? Nu trebuie să mă pronunț până că nu văd. Nu știu. Dar nu văd în asta, deci, o caracteristică pentru toată clasa politică sau pentru toți primarii. Hai să fim serioși. Da. La final. Da, ei care stau toată ziua în Piața Victoriei acolo și manifestă mai era la altă ieri. I-a tras cineva la răspunde, bă, dar voi din ce trăiți? Voi nu produceți? Că uite, peste tot e penurie de locuri de muncă. Hai la treabă! Nu știu, eu văd o treabă bună, pasul ăsta care l-a făcut, o treabă bună, deși eu vreau altceva să fac înainte. Dar nu vreau să mai vorbesc, că
să nu înțeleagă lumea altceva. Eu altceva vedeam. Trebuia prima dată făcută problema aia și pe urmă problema asta. Pentru că, de fapt, așa a vrut cetățeanul, să conducă această societate două partide, indiferent că e dreapta și cu stânga. Dar astea două partide au câștigat, alea au fost și mai puternice partide. Hai noi să vedem amândouă dacă își dau mâna cu mâna. Eu mi-aduc aminte când a fost USR-ul că a mers cât de cât a mers bine. Mi-aduc aminte că era ăsta, prim-ministru, domnul Tăriceanu, și când era sprijinit de forța politică PSD. Dar a mers, a mers și am fost satisfăcut în perioada aia. În ceea ce a realizat la nivel de comună. Și care-i treaba acum, dacă e problema asta? Nu ne convine? De ce nu ne convine? Nu știm să mergem. Oare e vreunul care are un alt scop decât interesul țării și interesul cetățeanului din România? Hai să fim serioși. Ce dacă e unul de dreapta și unul de stânga? Dar să dea mâna să meargă, să meargă treaba cum trebuie. Și atunci când e vorba de lua măsuri, să luăm măsuri. Și eu mă aștept la legi bune. Bă, asta e. La final de an, considerați că v-ați îndeplinit toate obiectivele pe care vi le-ați propus? Să mi-am mai dat un interviu la un zi, în care am spus că a fost un an plin de realizări acest an. Uh-huh. Eu niciodată, niciun bun gospodar nu e mulțumit decât realizează. Uh-huh. Indiferent că vine anul nou. Vrei lucruri mai multe și mai bine făcute. Adevărul este că noi tot ceea ce am făcut, am făcut de la, și înainte de PNDL, dar la PNDL încoace. Cel puțin avem foarte multe realizări în mediul rural. Indiferent cine nu vrea să recunoască, sunt niște dobitoși care nu vrea să răsau, niște răuvoitori. Dar s-a schimbat fața satului românesc odată cu PNDL-ul. Hai să fim serioși. În punctul ăsta de vedere, trebuie să vadă toată lumea chestia asta. În schimb, ceilalți care am mers, spre exemplu eu, am promovat mai mult proiecte pe Uniunea Europeană. Știu pașii, știu ce am de făcut, am un colectiv bine format și mulțumesc lui Dumnezeu că am reușit într-adevăr să conduc și că conduc un astfel de colectiv. Tot ce mișcă, secretar, contabil, oameni de la achiziții, registrul agricol și tot, niciodată la toate controlele care au avut, niciodată n-am primit avertismente sau nu se poate. O problemă, iar am și profit de ocazie că sunteți dumneavoastră aici, problema amenzilor pe care le emit și poate, zic, nu degeaba, poliția. Dar în fiecare zi să semnez cel puțin să-ți vină peste 10-20 de procese verbale la o localitate cum e Rusețiu, nu se poate. Înseamnă că dumnealor au un program, au un plan. Ei, dacă au un plan, în condițiile în care un cetățean nu și-a achitat amenda, vorbesc deci amenzile pe circulație, nu și-a achitat amenda în 3 săptămâni de zile sau în 12 zile sau cât vrea ei să iau o marge, automat să-i se ridice cardetul, mai poate circula. Pentru că nu trece bine o amendă și o ia pe a doua. Deci nici pe aia nu plătește, nici pe a doua, nici pe a treia, nici pe a zecea, nici pe a douăzecea. Sunt oameni cu 96 de milioane sau 100 de milioane datorii la noi, pe amenzi. Iresponsabili. Și să vă mai spun ceva. Se pare că după o perioadă de timp trebuie să revenim iar din nou. Pentru fiecare proces verbal de amendă introdus ca acțiune în instanță, să formulează sau să efectuează un dosar cam de greutatea și volumul ăsta. Atât. Sunt oameni care are câte 20-30 de astea de dosare. E posibil așa ceva? Păi dacă tot dai amenzi, hai să luăm și alte măsuri. Într-adevăr, ca aceste procese verbale să plătească. Și sunteți cei mai în măsură să rezolvați treaba asta. Odată ce le dați și aveți plan, hai să le și recuperăm. Că 1000 de bice la spatele unuia se poate.
Și orice problemă care e de rezolvat la nivel de, nu știu, au ăștia un fel de a fi români ăștia, de s-a aruncat toate în spatele primarului, ca și cum ăștia sunt Mafalda. Sunt cel puțin zei. M-ați înțeles? Ei trebuie să le știe toate. Nu, domnule, suntem fel de fel de direcții, suntem fel de fel de inspectorate, hai să ne facem datoria. Sau dacă tot le-ați văzut în spinare și în curtea primăriilor, primarilor, apoi, fraților, hai să-i sprijinim să le rezolve. Așa cum am spus, 1000 de bice la spatele unuia se poate. Deci, asta e părerea mea. Ce să mai facă? Spre exemplu, dacă vreți să mă credeți, în fiecare zi să lucrează la peste ora 18 în această primărie și veniți și o să vedeți. Vă rog să verificați. Și nu reușim să le rezolvăm. Mai ales este fata, indiferent, și secretara, și registrul agricol. Și vedeți dumneavoastră, la registrul agricol, legea 7, tot ei o are în misiune. Recepție la lucrări de construcții și de respectarea legislație privind urbanismul. El ajută pe respectivul care lucrează la urbanism. Vedeți câte sunt. Deci la noi nu, cum să vă spun, nu avem un funcționar care se ocupă numai de o problemă, se ocupă de 5, 6, 7 probleme. Nu mai vă spun de cel de la achiziții. Domnule, ăla în fiecare zi lucrează 2 ore în plus. Nu vă spun că vine și sâmbăta și duminica. Nu se poate, când ne revenim. Iar aparatul de specialitate a primarului, mai ales la nivel de comun, e 35 de oameni, atât contractual cât și funcționari. Ce să fac mai înainte cu oamenii ăștia? Dar toți cum vin, le aruncă spinarea primării. Ce să facă primarul? Și nu e Mafalda, nu. Deci te trezești la ora 6, ajungi la ora 6 sau poate mai târziu acasă și tu nu reușești să le rezolvi. Ați adus în discuție amenziile primite despre încasările la taxe și impozite. Am cerut situația ieri să ne dea. Situația de la nivelul ăsta, la acum. În noiembrie. Și văd că nu i-a adus-o, nu e gata, cred. Privind veniturile, că asta mă interesează. Oricum trebuie să înțeleg, să înțelegeți că peste oriunde în țara asta veniturile nu se realizează în acest an. Această nebunie cu pandemia a făcut acest lucru. Ne-am găsit soluții ca să putem să lucrăm totuși cu cetățeanul. Cu toate că eu cel puțin m-am implicat în această problemă. Asta e a 7-a oare când, sau a 6-a oare. Ce așa, a 8-a oare, de când vine acea echipă mobilă pentru vaccinare, deci mâine. Le-am oferit spațiu, tot treabă de la Căminul Cultural, prișios cu pălăria, să știți că ei apreciază condițiile pe care le au acolo, pe care le-am pus la dispoziție. Cetățenii au, uitați, ultima dată au fost 73 de cetățeni la vaccin. 50 s-au vaccinat cu Johnson și 23 cu Pfizer. Acum au venit să facă vaccinul numărul 2 pentru Pfizer și în continuare vaccinul 1, să vedem câte are. Sper să fie audiență în așa fel încât să putem să ne apropiem și noi măcar acolo de 40% din... sper că sunt 40% la nivel de comună vaccinare. Da, și sperați să creșteți procentul până la finalul anului cu campania de mâine, ați spus că... Nu numai mâine. Noi nu încetăm. Nu încetăm până când să ajung la 90. Măcar. Da. Cum să spun? Noi suntem responsabili de acest lucru. Iată, știe cineva că toată perioada cu pandemia primarul de la Roseți n-a avut poliție în localitate? Nu știe nimeni. Am făcut demersuri peste tot, verbal, am fost la dânsii. Nimic. Că nu au oameni. Nu au. Dar ce se întâmplă? Ies după băncile școlii de ofițer. 2, 3, 4, 5, ăia trebuie să aibă și să subordonească, dar e obiectul muncii. Și ia pe ăștia în teritoriul. Treaba cu secțiile de poliție e făcută cu interes. De ce? Pentru că primarii odată au cerut ca poliția locală să fie trecută de partea primăriilor.
pentru că asta e rolul ei, să ne sprijine pe noi. Da? Și ce a zis? Stai să ne facem, că dacă ne ia obiectul muncii de mână, noi ce dracu facem? Trebuie să punem noi osul la treabă. Nu se gândesc, că am impresia, dau lei și nu se gândesc. Nu s-a rezolvat nici în momentul de față? Știu că ați mai făcut un apel. Da, mergeți și vedeți dacă există cineva acolo. Da. Ce să vă mai spun? Nu mai spun. Asta e situația. Iar sunt, într-adevăr, sunt sarcinile noastre. Vorbim la mediu, acum. Nu ne cunoaștem sarcinile foarte bine. Dar pe anumite suprafețe sunt foarte multe alte instituții care au și ele responsabilitate, dar care stau cu capul băgați în nisip precum struțu. Înțelegeți cum e cazul cursului de apă Porcea. Păi stai puțin, Albia Minoră are responsabilitatea Apele Române. Suprafețele de pe lângă au responsabilitate și Natura 2000. Ce iau responsabilitate numai cu nume și să primească bani? Nu trebuie să pună osul la treabă? Numai să-mi arate mie ce este acolo? Nu, să pună mâna la treabă. Că până acum noi am avut oameni la 416. Dar eu vă spun o chestie. La ora actuală în Comuna Roseț nu mai am decât 40 de dosare și nu am decât 7 sau 8 oameni care vin la muncă. Și ăia sunt vreo 21 de zile, atât. În total 21 de zile. Ce să fac mai înainte cu oamenii ăia? Dacă m-ar ajuta poliția și să-i oblige pe ăștia să vină să muncească în folosul comunității, că de-aia am făcut atâtea dosare, m-ați înțeles? Aș pune la punct comuna. A văzut care-i treaba, a văzut că noi avem aici un... Întâmplarea face și nu e rău. Cetățenii de aici, din jurul Călărașului și în toate statele astea, până la Fetești, au, cum să vă spun, obiectul lor principal de activitate, de venituri, e creșterea animalelor. Băi, fraților, de aici până la fel, hai să facem în așa fel, încât ceea ce am realizat cu proiectul ăla pilot privind rezolvarea acestor probleme cu gunoi de grad, la nivel de bazin hidrografic, Mostișa sau Gărățui sau nu știu ce, să o rezolvăm și cu toate satele, cu toate localitățile care merg pe malul Borcii, că ăsta e un fluviu mult mai mare și mai important. Da? Un braț, un curs de apă mai important. Și să rezolvăm treaba asta. Stă în mâna guvernului, am spus de 1000 de ori, stă în mâna guvernului să rezolve și treaba cu gunoiul de grajd. Să-i oblige pe fermieri, cei care exploatează suprafața de teren. Dumnezeu, ca la un procent anume din suprafață pentru a primi subvenția, să fie împrăștiat gunoiul de grajd, care cel mai e, cum să vă spun, mi-aduc aminte pe timpul când eram mic, deci ăștia, oamenii care dețineau pământ, foloseau îngrășământul de grajd, fără discuție îl împrăștia pe terenul agricol. Așa se mărea fertilitatea. Acum aveți ocazia să-i transmiteți domnului prefect un mesaj. Cu ce anume doriți să vă ajute? Păi am mai spus. În toate problemele să ne sprijine prefectul. Uh-huh. Iar direcțiile care sunt subordonate, sau inspectoratele care sunt, să-și vadă de treaba lor, într-adevăr, și să ne sprijine totuși. Fiecare acolo cum este, nu ne fie frică când suntem în fața unui ministru. Să-i spunem ce avem de spus și să treacă pe la noi, să ne întrebe și pe noi. Băi, voi oameni buni, că voi sunteți responsabili și ce vă trebuie? De-aia am spus și de platforma asta de gunoi, care se facă la nivel de localitate și în felul ăsta rezolvă toate gunoile care sunt care sunt împrășiate anafora pe temiri unde. Dar se pare că da. Ajungem acolo și stăm și clocim. De ce? N-am înțeles. Indiferent ce coloratură are prefectul sau președintele Consiliului Județean. Odată ai și președinte, Consiliul Județean trebuie să înțeleagă toată lumea, e Consiliul Județean al tuturor localităților, a tuturor cetățenilor din acei județ.
că l-a votat, că nu i-a votat, asta e situația. Prefectul, tot la fel, nu este reprezentantul al unui partid. E la toate partidele, e reprezentantul județului în raport cu prim-ministrul și cu guvernul. El e reprezentantul guvernului în teritoriu. Când a văzut o nedreptate că o face guvernul, el să sară în sus, să spună, nu e bine, domnule. Mă dai afară, dar nu e bine. Nu să taci ca mutul.